Fabian. Atâtea lumea. Bună ziua, doamnă secretară, bună ziua, domnule primar, bună ziua, domnilor și doamnelor consilieri. Având în vedere dispoziția numărul 42/2023, ați fost convocat să participați la ședința ordinară de astăzi. Prin dispoziția domnului primar al comunei Părinți, a constat că este valorizată prezența consilierilor locali în funcție. Cu deosebire, spre deosebire, Andrieș Lips Motivat. Prin urmare, putem începe lucrările ședinței, înainte de a trece la ordinea de zi și până la vot spre aprobare procesului verbal al ședinței din 23 februarie 2023, 22 martie 2023 și 30 martie 2023. Cine este pentru? Mulțumim, abține. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctele de ordine de zi. Punctul numărul 1, proiectul hotărâre privind aprobarea contului de exerciție bugetară pe trimestrul 1/2023 al comunei Părinți, județul Bacău. Punctul numărul 2, proiectul hotărâre privind stabilirea indemnizației maxime lunare de către beneficiarii consilierilor locali și a coeficienților corespunzător stabilit salariilor de bază pentru funcționalul în funcțiile aparatului de specialitate al primarului și serviciul public de subordinea consiliului local. Punctul numărul 3. Proiectul hotărârii privind aprobarea instituirii unui drept legal de uz și servitute în favoarea SC de Gazdie de Sat asupra terenului situat în intravilanul satului Mireș de Jos, DS-238, Comuna Părinți, județul Bacău, în vederea exercitării de lucrări specifice extindere de rețele electrice. Punctul numărul 4. Proiectul hotărârii privind aprobarea instituirii de, de drept legal de uz și servitute în favoarea SC de Gazdie de Sat asupra terenului situat în intravilanul satului Părinți, DC-1535, Comuna Părinți, județul Bacău, în vederea exercitării de lucrări specifice extindere rețea electrice. Punctul numărul 5. Diverse. Supunem la vot ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Deci, la punctul numărul 1, proiect de hotărâre prin aprobarea contului de execuție bugetară, pe trimestrul 1/2023, al comunei Părinți, județul Bacău, dăm cuvântul domnului contabil de dumneavoastră. Domnul consilier, în conformitate cu prevederile legii 273, legea contabilității și a codului administrativ, programele de decizie ale OATIUR, în un document se prezintă conturi de execuție în vederea aprobărilor trimestriale. La data de 31 martie, în baza spațiului financiare, situația se prezintă astfel. La partea de venituri, prevederi bugetare 3.261.070 lei, realizat 2.600.075.22 lei. Într-un procent de 79,74%. La partea de cheltuire, prevederi bugetare totale 3.035.760 și la partea de încasări, 1.862.963 lei. Realizat într-un procent de 37%. 61,37%. Cheltuielile și veniturile sunt trecute în raport în funcție de calificația bugetare. Poate lua la dispoziție documentele, dacă aveți întrebări. Consultări comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Supunem la vot. Mulțumim. Împotrivă. Trecem la numărul următor. Nu au primit cineva împotrivă. Cineva împotrivă. Da. Sunt la punctul numărul 2. Proiectul hotărâre privind stabilirea indemnizației maxime lunare de către beneficiari care beneficiază consilierii locali și a coeficienților corespunzători stabilirii
salariilor de bază pentru funcționari, funcțiile aparatului de specialitate a tunalului și serviciile publice de subordine a Consiliului Local. Dau cuvântul domnului Grecu. Pe data de 13 aprilie 2023 am făcut legea 103 privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 15/2022 pentru completarea articolului 1 din ordonanța de urgență 130/2021 privind unele măsuri fiscale bugetare. Prorogarea unor teme se consideră pentru modificarea și completarea unor acte normative. Prin această lege, la articolul 1, la punctul 4, se prevede așa, prin excepție de prevederile articolului aliniatul 2 și 4, începând data de 1 noiembrie 2022, salariile de bază pentru personalul plătit din fonduri publice se stabilește prin înmulțirea coeficientului prevăzut de legea cadrului 153/2017 cu salariul minim brut pe țară de arată umplată pentru anul 2021, adică care este 2300 de lei. Până acum, coeficienții au fost înmulțiți cu salariul minim din anul 2019, adică 2080 de lei. După cum știți, în fiecare an s-au dat hotărâri de lucru pe care salariile rămâneau la nivelul salariului decembrie anul trecut. Asta a fost și în 2020, și în 2021, și în 2022, și la fel în fiecare an. Acum această lege ne dă posibilitatea de a mulți cu eficiență cu salariul minim din 2020, adică din 2030 de lei. Sumele sunt scris, sau coeficienții sunt scris în raport aici, i-ați văzut așa, dacă aveți ceva întrebări. Da, aș avea eu, domnul contabil, o întrebare. Nu știu, cred că guvernul se bate cap în cap, ei între ei, numai față de populație, nu de, că nu-i interesează de cetățeni. Deci salariul minim pe economie nu este 2300. 3000. Eu vă spun că e 3000 de euro. Nu, domnule, lăsați-l, dar decât, de ce 2300? Totuși, nici cât rămâne mână, nu. Deci noi eram cu 1900, parcă la urmă, nu? Sau cu 2000. Cu cât era? S-a plecat la 2000. 2080. Deci la 2300 eu nu știu cum au ajuns ei. Nu știu, nu înțeleg. În fiecare an s-au făcut 3000. Sau periodic au fost hotărâri de guvern pe care s-a actualizat salariul minim pe economie. În 2019, de exemplu, a fost 2080. În 2021 a ajuns la 2300. În 2020, pare că a fost 2150. Deci o actualizare. S-a actualizat salariul minim. Adică orice salariat nu avea sau nu era permis să aibă un salariu mai mic decât salariul minim pe economie. Adică 2300 în cazul ăsta la anul 2021. Dar la bugetar, coeficienții care, bază cărora se stabilește salariul, se mulțea cu salariul minim din anul 2019. Și după cum am zis, în fiecare an a fost hotărât de guvern pe care se bloca majorarea salariului cu, sau mulțirea coeficientului cu salariul minim actual la data respectivă. De aia, acum, prin legea 103, ne permite să ne coeficienți cu salariul din 2021. Că ei spuneau că se majorează salariile la primari și viceprimari. O da, fost asta, tot de ordonanță de urgență și mărirea aia. Până acum aia s-a făcut mărirea aia salariului? Păi până acum, cum am zis, până acum a fost înmulțit cu eficientul respectiv cu 2080. Acum, ne permite cu 2300, deci așa se mărește salariul. Nu, mărindu-se salariul pentru viceprimar, obligatoriu și la, la tot aparatul de specialitate. Nu mai un pic. Nu mai puțin salariul viceprimar. Nu mai un pic să-mi permiteți, că domnul Vasilache m-a înțeles și eu cred că am înțeles ce vreți să scoateți dumneavoastră în evidență. Ideea este că, într-adevăr, salariul minim pe economie acum, în 2023, este 3000 de lei. Da. Da. Dar legislația specifică care a venit și a actualizat periodic legea 153 din 2017, de la care am plecat, nu ne-a permis ca anual atât indemnizațiile demnitarilor cât și funcțiile din cadrul entității să fie actualizate cu salariul minim pe economie din anul respectiv. Lucru ce se întâmplă și acum. Ne dă voie să majorăm toate funcțiile, și de demnitate, și de funcționar public, și de contractual, dar nu cu 3000 cât este salariul minim pe economie, ci cu 2300 cât a fost salariul minim pe economie în 2021. A, este prevederea legală. Deci ne dă ceva, dar nu tot. Dăm o hotărâre în 2023 să aplicăm salariul din 2021. Da, deci așa este scris.
scris în mod expres și... La 3.000, bă, da, sau era... Prevederea legală, știți cum este? Prin excepție. Mierzele astea din construcții, cum s-au argumente. Toată lumea are 3.000, toată lumea e. Să facem din construcții și agricultura au 3.000. Nu, 3.000, toată lumea s-a dat minim pentru 1.000, vânzător, la mine 3.000 s-a dat. Deci vânzătorul primim obligat, statul, guvernul ăsta, care vorbește la televizor, să-i fac 3.000 s-a... Dar în schimb, nouă, ca facilitate, deci nu ne obligă să ne raportăm la salariul minim pe economie, adică coeficientul 1 fiind. E de voie, coeficientii să plece de la 1, până la 3.5 cât are viceprimarul. Asta n-am înțeles. Bineînțeles, respectând și ierarhia funcțiilor, gradațiile de vechime, treptele profesionale. Într-adevăr, este o singură... Păi și tot ei plâng acum, doamnă, deci eu vorbesc ca tot ei plâng, auzând la televizor, că numai gaura aia nu le ies bani. Eu nu înțeleg. Da, dezbate sunt foarte multe pe tema asta, mai ales că actul normativ este de curând aprobat. Dar și știți prea bine că în 2017, când am stabilit coeficienții, hotărârea de Consiliul Local așa era, la fel aveam nomenclator și coeficienții și prevederea era coeficientul se mulțește cu salariul minim pe economie garantat în plată. Dar venind anual aceste excepții legislative, trebuie să ne... Eu am studiat toate materiale și sunt, într-adevăr, și posturi. Sunt posturi care un șofer ia cât o fine de servicii, încă și acum. E un post, adică sunt încă și acum muncitori, adică un șofer. Da, nu, sunt care au tot mic. E tot și cu ei. Dacă observați că... De... De... 5.000, 6.000 de lei... Cât e impozitare de muncă? La un salar, cât e are impozitare? Nu. Sunt direct cu care nu fac un lucru. Deci ia 5.000 total, cât iau un 40%. 40%, vă dă seama, băi, din 5.000, ia 40% tot statul înapoi. Da. Da. Ce salarii era normal? Sunt director cu funcții care au 5.000, ce ți se pare așa normal? Cum? 5.000? Da. Acum știți cum discuțiile sunt în țară, pe sectorul ăsta bugetar, și în media, știți foarte bine că se dezbat foarte mult. Într-adevăr, și categoria asta a bugetarilor este afectată și ea de inflație. Nu poți să ne exces pe noi, nu? Pentru că oameni suntem cu toții, munca se plătește, funcționarea unor instituții nu se poate face fără oameni. Oamenii nu pot să muncească fără să fie plătiți pentru că au familie, au copii, au de întreținut, nu? Și asta este, știți prea bine, nu este o muncă voluntară. Trebuie plătită, nu? Deci, nu mai vorbim de excepții, că sunt și profesioniști în domeniu care... Na. Nu cere nimeni salariul de 5-6-7.000 de lei, dar nici nu poți trăi cu 2.000 de lei. Deci nu poți trăi cu 2.000 de lei. Nu poți trăi cu 2.000 de lei. Nu mai sunt 10 lei orice. Vrei ca să aveți roșii 10 lei. Ca idee la noi, raportat strict la instituția noastră, trebuie să știți că nimeni nu poate să aibă mai puțin de 3.000 de lei, adică coeficientul 1. Și toți, de la coeficientul 1, nu putem depăși viceprimarul care are coeficientul 3,5. Da? Deci, de la 1 la 3,5, trebuie să avem în vedere toate funcțiile cu responsabilitatea care au, cu studiile care au, cu vechimea care au și treptele profesionale pe care le-au obținut. Și noi zicem că am respectat, dacă observați acolo, într-adevăr, este o ierarhie, plecând de la 1 și ceva, ajungem la 3,5. Dacă nu respectăm din curtea de conturi și nu puneți dă bani înapoi, deci nu poți să faci așa ceva. Da. Da. O să dăm comisiile. Comisia are un comisie. Aviz favorabil. Comisia are un comisie. Comisia are un comisie. Aviz favorabil. Și punem la vot. Cine a votat pentru? Ați votat deja? Da. Hai să nu te vorbim. Nu spune. Eu sunt împotrivă, împotrivă. Deci un scurt de ce vor, în pentru, da? Din 2.5.000 de lei. Deci au votat. Trecem la punctul numărul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de gaz în favoarea SC Delgazgrid, ESA, asupra terenului situat în intravilanul satului Mireș de Jos, DS-238, Comuna Parincea, Județul Bacău, în vederea executării de lucrări specifice extinderii rețea electrică.
Aici o să vorbesc eu. Știți că acum câțiva ani am făcut o extindere din act public în satul Nănești, Milești de Jos, Parincea și Slătarea. Acum, deci, pe investiția care a făcut-o nu se poate lega nimeni din cauza că e din act public. Și vine delegați și face ei investiții cu alt cablu ca să poată să lege și cetățenii. Aici este vorba de satul Milești de Jos, care pleacă de la domnul Vraciu până sus la ultimele case din deal. Știți că tot timpul când ei fac o lucrare, cer aprobarea Consiliului Local, la punctul 4 avem și pe Parincea. Dacă are cineva întrebări? Și punem la vot. Consultăm comisiile. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Și punem la vot. Cine este pentru? Deci, la punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept legal de uz și servitude în favoarea secției delegați Grid, ESA, asupra terenului situat în intravilanul satului Parincea, DC 1585, comuna Parincea, județul Bacău, în vederea executării de lucrări specifice, extindere de conexiune electrice. Aici este aceeași problemă, este distanța de la ultima casă, de la casa acum, până la vale, unde avem și noi puțul numărul 2 de apă. Face prin față, prin la porcării, unde a făcut extinderea. Și de la Holt încolo? Putem? De la Holt încolo. De la Holt? Holt. Nu, aici nu am ajuns. Aici de acum urmează să facem. Doar poate asta de aici. Aici avem... Aici doar de aici. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Punctul numărul 5, diverse. Dacă cineva vrea să înscrie la pe diverse. Dacă nu, vă mulțumim. Uite, cu toți.